Înscrierile în programul Rabla Local, programate pentru astăzi la ora 10, au început cu o întârziere de aproape 2 ore din cauza unor probleme tehnice la aplicația AFM. Ministerul Mediului a anunțat că se pot face înscrieri pe site-ul agenției, însă din cauza numărului foarte mare de accesări, acestea se desfășoară mai lent. La Drobeta, Turnul Severin vor fi casate prin intermediul acestui program 1000 de mașini vechi. Oamenii se pot înscrie prin intermediul aplicației până pe 31 august sau până la epuizarea bugetului alocat fiecarei unități administrativ-teritoriale. Înscrierile în programul Rabla Local au început de astăzi. În primele ore, sistemul informatic al AFM nu a funcționat. Pe parcursul zilei acesteia s-au reluat, însă platforma a funcționat lent din cauza numărului mare de accesări. La Drobeta, Turnul Severin, autoritățile locale au anunțat că vor primi spre casare numărul maxim de mașini admis de Ministerul Mediului, adică 1000 de autoturisme vechi. Ceea ce ține de noi în acest moment este pus la punct totul. Am prins în bugetul local banii pentru cele 1000 de mașini ce revin municipiului Drobeta, Turnul Severin. Noi dăm undeva la 600 de lei, Guvernul României dă 2400, 3000 de lei este întreaga sumă. În momentul în care dumnealor se înscriu pe site-ul național al Agenției Fondului de Mediu și își rezolvă tot ce le cer oamenii acolo, tot ce le cere Guvernul, noi suntem pregătiți să le virăm bani. Fondul de mediu ne virează nouă cei 2400, noi îi adăugăm pe cei care ne revin nouă cei 600 și oamenii primesc cei 3000 de lei în momentul în care au toate documentele puse la punct. Dați-mi voie să vă citesc câteva lucruri pe care oamenii trebuie să le îndeplinească, pentru că sunt destul de multe. De altfel, noi avem alocat 1000 de mașini la nivelul municipiului. În momentul în care se termină cele 1000 de mașini, s-a terminat și programul. Persoana fizică trebuie să aibă domiciliu în Drobeta, Turnul Severin, să fie proprietarul mașinii de cel puțin 5 ani, să nu aibă restanțe nici la bugetul local, nici la bugetul de stat, să nu fi primit finanțare din alte programe pe același autoturism. În termen de 3 ani, acesta nu va achiziționa un autoturism cu normă de poluare Euro 5 sau mai mică. Acel lucru înseamnă că oamenii pot face ce doresc cu banii, dar dacă se hotărăsc să cumpere o mașină nouă, atunci aceasta va trebui să aibă cel puțin norma Euro 6. Unele dintre condițiile pe care oamenii le știu deja în acest moment, pentru că au mai fost făcute public, le-am reamintit și eu. Eu le urez succes, nu o să fie ușor cu înscrierea pe site-ul AFM, dar aceasta e obligație, trebuie să o respectăm pe toți. Rabla Local este programul prin care românii pot casa mașini mai vechi de 15 ani, fără obligația de a cumpăra una nouă, primind la schimb suma de 3000 de lei. Singura condiție este ca timp de 3 ani de la obținerea banilor, beneficiarul programului nu va putea cumpăra o mașină cu o normă de poluare mai mică de Euro 5. În cadrul programului Rabla Local, Ministerul Mediului va suporta 80% din buget prin fondul de mediu, iar 20% va fi suportat de către autoritatea publică locală. Sunt 500 de primării din toată țara înscrise în acest program, ai căror locuitori vor beneficia de cei 3000 de lei oferiți în schimbul casării unui autovehicul vechi și poluant fără a avea obligația de a achiziționa un autovehicul nou în schimb. Acest program are ca scop eliminarea din circulația mașinilor uzate, cu grad ridicat de poluare pentru atingerea țintelor stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență, a precizat președintele AFM, Laurențiu Adrian Neculaescu. După înscrierea pe site-ul AFM, instituția va transmite lista cu persoanele fizice înscrise către primăriile participante în cadrul programului, iar ulterior persoana fizică va transmite documentele conform procedurii interne a primăriei, care va fi publicată pe pagina de internet a acesteia. După semnarea contractului de finanțare cu unitatea administrativ-teritorială, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3000 de lei. Beneficiarul stimulentului de casare se angajează conform ghidului de finanțare că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.